Primăvara protestelor a început în județ. Lucrătorii de la poștă sunt cei care au ieșit în stradă nemulțumiți de disponibilizările anunțate în sistem. Am nemulțumiri! Pensii tăiete, salarii, scumpesc tot gazul, lumina, acoșiar tot. Ăștia nu sunt sănătoși la cap. Ăștia trebuie dus la un spital undeva și legați acolo de pat, stai acolo. Cum vă descurcați? Foarte greu! Cum să mă descurc? Nu se poate așa ceva. Perdem locurile de muncă, o să privatizeze și poșta, după cum se aude zvonurile, să se facă reduceri de personal, în orice caz. O să rămână o serie de oameni fără servici. Vă este teamă pentru locul de muncă? Păi este teamă, obligat. Dacă se privatizează, e posibil că patronul să facă ce vrea el cu poșta. Și atunci numai, e posibil să ne dea patronul să zică că vă dăm salariul minim pe economie. Suntem nemulțumiți de tot ce se întâmplă în țara asta, pentru că suntem mințiți, pentru că suntem furați, pentru că suntem necăjiți. Nu avem siguranța zilei de mâine, ne temem că o să putem fi dați afară în viitorul apropiat, deși compania noastră este pe profit, așa se spune. În continuare, nouă ni se rețin câte două zile din salariu pentru care muncim. El se numesc neplătită, dar noi astăzi, dacă nu ne ducem la muncă, mâine trebuie să facem și treaba care trebuia să o facem astăzi. Și nu primim banii ăștia din iunie de anul trecut. Din iunie de anul trecut. Și nu este ultimul protest. Luna Mărțișorului va fi una a manifestărilor de revoltă. Probabil că vor ieși în fiecare zi până când guvernanții noștri se vor lumina și vor vedea că acest popor pe care l-au înfometat timp de 4 ani nu mai suportă măsurile impuse de ei. În luna martie vor fi proteste non-stop. Sindicaliștii de la Poșta Română au fost sprijiniți în cadrul manifestărilor și de bugetarii care sunt afiliați la cartel Alfa. Pentru restul sindicatelor, vremea a fost mult prea răcoroasă pentru a ieși să-și strige nemulțumirile.